Există în Scriptură o serie de îndemnuri de tip unii altora. Slujiți-vă unii pe alții. Iertați-vă unii pe alții. Iubiți-vă unii pe alții. Îngătuiți-vă unii pe alții. Încurajați-vă unii pe alții. Mustrați-vă unii pe alții. Învățați-vă. Un set larg de asemenea îndemnuri și foarte des apare, în mod special, apar îndemnurile astea în epistolele Apostolului Pavel. Și acum întrebarea se pune, oare putem să îndeplinim în mod real poruncile astea de tip unii altora într-un cadru larg de 100, 200, 300, 500 de oameni? E foarte nerealist. Și atunci avem nevoie de cadre mai restrânse în care putem să ne frecăm umerii unii altora suficient de aproape încât să ajungem să ne cunoaștem, să știm care ne sunt punctele forte, să știm care ne sunt punctele slabe. Și de asta noi avem o structură de grupuri zonale. Noi le spunem comunități misionale, pentru că sensul lor este să fie atât comunități, oamenii unii pentru ceilalți, cât și în vederea misiunii, ajungerii cu Evanghelia la oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și în cadrul comunităților ăstora putem să ne cunoaștem, să ne înțelegem unii pe alții, să ne șlefuim unii pe alții, să găsim camaraderie, prietenie, părtășie, așa cum este cunoscut în biserici de multe ori. Nu? Relații profunde și amicale și de relaxare și așa, dar și spirituale în care ne ajutăm unii pe alții să-L urmăm mai bine pe Domnul Iisus. Și eu cred că asta are de-a face cu intenția originală a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat și spune, nu-i bine ca omul să fie singur. Și da, eu dă pe Eva și împreună formează prima comunitate umană. Dumnezeu vrea să fim împreună în relații apropiate, armonioase. Ce face păcatul este că intră și bruiază relațiile interumane și apare vina și rușinea și darea vinii unii pe alții. În Hristos însă spune că El a venit să restaureze toate lucrurile, inclusiv, sau în primul rând, comunitățile umane, nu restaurând indivizi și comunități umane în ceea ce este biserica. Și atunci biserica, prin excelență, ar trebui să reprezinte comunitatea umană restaurată de Dumnezeu, care să fie un exemplu pentru toate celelalte comunități umane. Și modelul bisericii ar trebui să fie un standard și un etalon pentru comunitățile și societatea noastră. Cred că așa ar fi sănătos, ca oamenii să se uite și să vadă, bă, e ceva acolo. Oamenii ăștia sunt ciudați în ceea ce cred, dar felul în care ei se ajută unii pe alții, se slujesc unii pe alții, se rabdă unii pe alții și fiecare cu diferențele lui, e ceva diferit.